Debut Indagra 2011, cel mai important târg de profil din România pentru agricultură și industria alimentară. Aflăm astăzi ce s-a schimbat față de anul trecut, ce perspective există pentru 2012 și mai ales dacă sunt sigure, sunt rezonabile și sunt orientate către viitor afacerile din agricultură. Invitatul nostru de la această oră este doamna Daniela Popa, organizator, sufletul multor evenimente legate de produsele tradiționale. Veniți de la prima zi a târgului Indagra. Cum vi s-a părut atmosfera acolo? Da, mulțumesc mult de invitație. Pentru mine e o surpriză că m-ați prezentat în modul acesta, dar să trecem la ceea ce se întâmplă la Indagra. Este un târg în mișcare, așa cum ați spus și dumneavoastră. Suntem la 16-a ediție. Este un târg care salută bogăția anului acesta și pot să spun că patronajul Ministerului Agriculturii dă multă atenție informațiilor, în primul rând. Este reprezentat foarte bine sectorul zootehnic, cei care vor să vadă segmentul de bovine, ovine, caprine, cabaline, au aceste zile la dispoziție. Perioada este 19-23 octombrie. În fiecare zi se întâmplă ceva pe parcursul acestei manifestări, ajunsă, cum am spus, la 16-a ediție, din care 10 am fost și eu cumva, într-un fel sau altul, implicată, chiar 10 ani de Indagra, pot să spun. Evenimentele importante sunt pe partea și de consultanță către fermieri, către cei care vor să afle mai mult despre fondurile structurale. Toate agențiile Ministerului sunt reprezentate acolo și profit de această ocazie. Avem mâine un simpozion sub patronajul Ministerului Agriculturii și Ministerul din Austria pe tematică zootehnică, dar la fel de important este și celălalt de poimine, este Ziua Zootehniei. Toate asociațiile de profil le așteptăm la această dezbatere, pentru că e un segment important care duce de la vegetal către masa finală, către consumator produs. Ce e nou în 2011 față de alți ani? Foarte multe produse. Deci, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, produsul tradițional este foarte căutat de consumator. Este foarte mare avalanșa participărilor direcțiilor județene agricole cu produse tradiționale. Acel număr de produse tradiționale care l-am văzut la un moment dat într-o analiză în care m-ați invitat, că se ridică la vreo 2000 de produse. Și această structurare pe care Ministerul vrea să o dea pentru indicația geografică. Lucrurile sunt cam în aceeași tonalitate, numai că lumea se pare că este într-o adevărată mișcare. Sunt mult mai multe județe venite de foarte departe să-și prezinte produsul tradițional, începând din Maramureș, din Brașov, Arad, Timiș, de județe foarte depărtate, în partea aceasta Bucovina, cu Suceava, Botoșaniu. Avem Muzeul Național al Agriculturii, au o tematică specială, pâinea, cununa noastră, e foarte frumos aranjată, Batoza cea veche, cine n-a văzut, e invitat la acest muzeu, sigur, pe ca distanță, dacă nu ajungeți la Slobozia, în Ialomița, să-l vedeți. Astăzi, că e festivitate și prima zi, lumea toată a vrut să arate belșugul și ceea ce au realizat. Avem și un vițel în Țara Secuiască, toți au pregătit acolo și am înțeles că rețeta este extraordinară. Domnul ministru chiar a lăudat savoarea produsului și gustul extraordinar. Toată noaptea a stat acest vițel la proțap. Avem și berbecuții împănați. Asta este pe partea de reprezentare, să spunem, a participării, cum am spus, a Ministerului Agriculturii și o alee a stupului. Mâncăruri calde, sărmăluțe cu păsat, din ce am văzut și eu, că nu le știu pe toate, gulaș, dar oricum aleea este plină. Este foarte multă lume. Mulți care caută, cred că, atât produsul cât și informațiile, încă o dată mă întorc la informații, pentru că toți specialiștii s-au pregătit, au atât materiale, dar au disponibilitatea de a se prezenta. M-ați întrebat încă o dată ce e nou. Părerea mea e că marketingul a evoluat atât de mult. Sunt mult mai frumos aranjate standurile, modul de prezentare, modul în care vin să-și cultive cultura și obiceiul locului. E ceva inedit și
cred că e foarte bine pentru noi toți că păstrăm valorile. Da, ne bucurăm foarte mult că, stâna, iată, în sfârșit avem marketing. Dar nici nu știu să rui ceva, stâna, ponei, trăsura cu cai pentru copii, programele folclorice care sunt pe toată perioada. Dar sunt și partea cealaltă, sunt 321 de filme de câte am reținut eu, din 17 țări. Domnul ministru a vizitat participarea Franței, au un stand separat, o participare colectivă în pavilionul 15. Am mai înțeles că este ceva inedit și pe participarea Poloniei. Cine dorește să înceapă o afacere în domeniul serelor și exploatării floricole, deci poate să poarte aceste discuții. Deci numai să dorești să te informezi și să vezi cum ceilalți au încercat să-și facă un business și să meargă mai departe. Evident, un târg de o asemenea amploare are două mari direcții. Business to business și evident business to consumer. Acea mâncare frumos ambalată și apetisantă e clar da, deci eu m-am menită referit, dar acum vizitatorilor. Trei târguri, dacă am înțeles, este și Alimenta, deci cel destinat industriei alimentare, în care RomAlimenta, domnul președinte Mina, este foarte implicat. Nu vreau să trec, că tot mi-am fixat în minte, mă gândeam cum fac o să mă întrebați de Indagra. Rompanu, da, Federația Patronală din Industria Panificației și Morăritului au realizat un cuptor imens din 6500 de cărămiți. Se poate veni să se cumpere pâine caldă făcută din făina grâului acestui an. Este un dar dăruit de morari și de brutari din acest sector, pentru că pe 16 a fost Ziua Mondială a Pâinii și ei continuă acest eveniment și la Indagra. Pâine care o fac acolo se dă caldă, probabil că vor fi, cred că, mici cozi, ca să spun așa, iar bucureștenii sunt invitați să participe cu noi la acest laudat, eu aș spune, al producției foarte bune din acest an și al calității grâului, așa cum l-am auzit pe domnul Popescu de la Rompan. Se va face o pâine de 50 de kilograme, din 50 de kilograme de făină, numai cu apă și drojdie. Deci sâmbătă va fi acest eveniment la care sperăm cât mai mulți bucureșteni să participe. Până atunci putem să cumpărăm pâinile mai mici făcute în acel cuptor. Da, așa se întâmplă. Da, da. Și pâinea la țes care se dă gratuită. Și participație. Unde e acest cuptor? Cuptorul este chiar în fața cupolei, cum începe aleea cu produsele tradiționale. Chiar acolo la intrare, deci din intrarea B, cum o știm noi. Spuneam că există și expoziția aceasta Alimenta, dedicată industriei alimentare și unde segmentul industriei alimentare e foarte bine reprezentativ. Și uitați, acum se întreprătun foarte bine, chiar mă gândeam că o să fim într-o dezbatere cu cei din segmentul industrial, produsul tradițional cu cel industrial și cum a fost și la conferința de presă. Fiecare și are targetul lui și încearcă să facă ceva bun ca să se păstreze pe piață, iar produsul tradițional trebuie să fie cel care este local, într-o cantitate mică și se valorifică din gospodăria personală. Deci nu suntem într-o competiție, ci fiecare vrem să respectăm ce înseamnă legislația în domeniu. Există și celălalt segment care probabil că va fi foarte căutat și își găsește foarte bine locul aici la 16-a ediție Indagra, Olpecu, cea de ambalaje, etichete, tot ce înseamnă, iarăși spuneam, marketingul pentru produse. Pentru că mă uit și în prezentările dumneavoastră, încă mai e mult, aici e o vitrină frigorifică, dar uitați, brânzeturile încă nu sunt nu ștanțate, dacă ar fi să intri într-un comerț din acesta de de piață, cum e, sunt retailurile sau hipermarketurile. Da, trebuie să arăți într-un fel. Deci trebuie să arăți pentru într-un fel. Pentru că altfel, normal, dar deja consumatorii au un anumit standard și chiar dacă produsul tău este, folosește materie primă de mai bună calitate, procedee, să spunem, mai sănătoase, da. Dacă rezultatul final rezultatul nu este atrăgător pentru consumator, da, e mai greu să convingi. Aici este mereu disputa cu normele sanitar-veterinare, pentru că ele trebuie să fie ținute în vitrină, trebuie să aibă, să respecte eticheta. Spuneam că acum au ocazia nu să-și cumpere un aparat de făcut etichete. Chiar discutam cu unul din producători
producătorii și de la târgul de la agronomie, care participă săptămână de săptămână, că a investit până la urmă într-un utilaj care face etichetele, pentru că îi trebuie săptămânal sau, mă rog, pentru magazine, și la o firmă, sigur că mai există și adausul, așa că a făcut mai bine o investiție și a luat un mic utilaj ca să-și facă eticheta. Deci, cred că toate segmentele acum sunt împreună. E și agricultura, sunt și utilaje agricole, nu știu cât de multe, că n-am apucat să le văd, îmi cer scuze, că e prima. Continuăm discuția imediat, să urmărim acum titlurile orei. Revenim la discuția despre cel mai important târg din industria alimentară și agricultură, Indalagra 2011, s-a deschis astăzi. Vorbeam de faptul că, iată, vedem la oaltă tot ce înseamnă filiera agricolă, de la animale până la produsele finite, fie ele industriale sau tradiționale. Avem ambalaje, avem tot arsenalul de marketing al producătorilor la un loc. Avem și produse ecologice? Da, avem și un stand, BioRomânia are un stand, este o asociație profesională care militează pentru acest segment. Chiar am asistat cu presa la o discuție foarte interesantă despre ce înseamnă ecologic în România, deci marca și sigla Uniunii care trebuie să se regăsească pe produse cu AE, deci agricultură ecologică, și segmentul de bio care vine din celelalte țări. Cât am putut eu să înțeleg, chiar de la cei de la fundul care practică un tip de ecologie, de sunt practic sinonime. Ecologic. Unele țări spun bio, altele ecologică, alții organică. Că nu aș vrea să intru, nu prea cunosc teritoriul și atunci nu vreau să intru, dar sunt profesioniști în domeniu, e un pavilion foarte frumos, iarăși a crescut standardul de prezentare, se vede că nivelul și cultura, înțeleg că participările românești la astfel de târguri sunt constante de câțiva ani buni, și atunci și dânsii și noi românii ne-am adaptat și încercăm să ne prezentăm foarte frumos. E vorba de pavilionul E2, în care se pot regăsi și purta discuții cu cei care vor să se ocupe de o agricultură ecologică sau chiar practică, în timp ce în sala Titulescu este tot arsenalul de consultanță și informare din cadrul ministerului sau a instituțiilor care țin de minister. Aici sunt APIA, APDRP-ul, Fondul Național pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală, FGCR-ul, ANARZ-ul, Agenția Națională de Ameliorare. Deci fiecare își au consultanții, au materiale, au spoturi, stau la dispoziție, avem un program foarte încărcat. Deci în fiecare zi, începând cu ora 10, programul de manifestări este pus și pe site-ul Ministerului Agriculturii și pe panourile de informare din cadrul Indagra, și așteptăm să vină să ceară informații chiar de la specialiști. Un segment pe domeniul agriculturii ecologice. Aș vrea să vorbim și despre afaceri, cum se fac afacerile, cum găsesc oamenii finanțari. Să urmărim două declarații, prima din partea ministrului agriculturii Valeriu Tavăr și a doua din partea președintelui Fondului de Garantare a Creditului Rural. Anul acesta am adăugat încă 1 milion de euro, primind de la pentru fermele în tranziție.
Și vom susține acest sector astfel încât el să poată să facă față pieței. Fondul de garantare a creditului rural facilitează accesul la credite al beneficiarilor. Implicarea fondului de garantare constă în 80% din valoarea fiecărui credit ce poate fi garantat, iar beneficiarul acoperă garanția cu diferența de 20% și dobânda. În general se implică în toate domeniile, atât în ceea ce privește facilitarea accesului la credite al producătorilor agricoli, cât și al procesatorilor de produse agricole. Și mai nou, bineînțeles, începând din anul 2010, chiar și acolo unde discutăm de înființarea unui IMM și în alte domenii de activitate, care este și cofinanțat din fonduri europene, putem să facilităm accesul la credite al beneficiarilor. Implicarea constă în aceea că 80% din valoarea fiecărui credit în domeniile pe care le-am specificat, poate fi garantat de către noi, beneficiarul urmând a acoperi cu garanții diferența de 20% și dobânda. La ora actuală, volumul garanțiilor noastre depășește 2 miliarde, deci, practic, suntem puternic implicați în piața aceasta, zice eu, agroalimentară, iar de asemenea, din anul 2010 derulăm două scheme de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Suma alocată pe aceste scheme de garantare a fost de 220 de milioane de euro, iar la ora actuală s-au acordat de garanții de aproape 80% din valoarea alocată pe aceste scheme. Potrivit președintelui Fondului de Garantare a Creditului Rural, scrisoarea de confort a rezolvat problemele legate de diferența de curs valutar. Da, iată și problemele financiare în prim plan la Indagra 2011. Ca o concluzie, vedeți o depășire a numărului de vizitatori față de anul trecut, peste 42.000 de plătitori de bilet pe parcursul a mai bine de 4 zile? Da, aici cred că Romespo va furniza informațiile, dar cred că dacă bunul Dumnezeu va ține cu noi și vremea va fi la fel de frumoasă, tot ceea ce a făcut Ministerul Agriculturii și la această ediție, eu cred că ne-am îmbogățit și am adus mult mai multe lucruri în ceea ce privește zootehnia, este foarte reprezentativă și aici chiar se discuta de subvenții și ceea ce au primit segmentul acesta. Toată lumea are ce învăța, poate găsi aici specia, rasa care este ameliorată pentru România, poate găsi segmentul produselor tradiționale, poate găsi segmentul ecologic. Deci cred că informații, cum pot să ajungă mai repede la resurse și la finanțare, e un târg care, dacă vremea ține și numai bunul Dumnezeu va ști cu noi dacă vor fi 4 zile de vreme sorită, cum este și aceasta, probabil că se va depăși numărul de vizitatori. După prima zi, spun eu. Foarte multă lume cred că va veni în aceste zile, da, pentru că, așa cum ne-a spus, ne-a dat multe amănunte, avem ce să vedem și ce să gustăm. Rămânem la acest capitol al produselor tradiționale. Cum mai ajung ele de la producător la consumator? Există magazine interesate, lanțuri de magazine să preia o parte din aceste produse? Da, eu de un an jumătate de când mă ocup de târgul din Parcul Academiei de Științe Agricole și Silvice, simt și studiez normal ca orice, mă rog, mic business pe care l-am, care este marketingul și poziția celorlalți pe piață. Și observ că au apărut mai mulți organizatori de târguri de produse tradiționale. Ei sunt mai ocazionali. Nu sunt ca mine în fiecare sâmbătă și duminică și aștept pe cei care ne sunt fideli și săptămâna aceasta cu surprize. Este ediția 70-a, deci nu e o ediție oarecare. Avem și sărbători și premii la această ediție. Dar să trecem la întrebarea, la răspunsul pentru dumneavoastră. S-au dezvoltat evenimente care au altă tematică și aduc produsul tradițional alături pe diferite segmente, fie că e brânză, fie că e lapte, carne, miere, deci se întrepătrund astfel de organizări de evenimente și din câte am văzut eu, chiar hipermarketul sau supermarketul, nu mai știu care din ei au această dimensiune, cine le dă cotația, organizează chiar ei în spațiile, în parcările, tot ocazional, la anumite zile, ce este frumos că
s-a redeschis, așa parcă n-am simțit-o niciodată, calendarul tradițiilor populare, evenimentelor. Vă mulțumesc populare. Foarte mult, vă vom ține la curent. Și la mulți ani celor care poartă numele Sfântul Dumitru, al evenimentelor culinare. Ne oprim aici, rămâneți cu Dăm Anicianu.